Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela la o nouă etalare pentru cei cu soarele lună Venus a un nord în Capricorn, etalare pentru octombrie 2021. Ați primit un sfat care legătură că nu are legătură cu ce urmează să vorbim, veți trăi și veți vedea. Oricum, aveți cristale și aveți dorința inimii. Pentru unii dintre voi trebuie să vă cristalizați o dorință a inimii. Interesant. Nici nu așteptam să spun așa ceva. Vreau ceva. Vreau să zic să vă cumpărați cristale, să vă ascultați inima, dar mesajul a venit să vă cristalizați o dorință a inimii. E o dorință mai veche în care trebuie să vă întâlniți emoțiile cu nevoia de stabilitate. Și ce înseamnă cristalul? Cristalul este o formă superioară a manifestării pământului da? Carbonul e sub, duferi, sub diferite forme, dar cristalul e una dintre cele mai înalte vibrații, da? Și forma a acestui carbon. Carbon, cărbune. În fine, asta înseamnă cărbune, carbon. Trebuie arsă o karmă ca să se poată cristaliza această dorință a inimii. Probabil că unii asta și ați meditat la emoțiile pe care le simțiți față de o anumită persoană, de o anumită situație sau în general. Și posibil unii dintre voi să fi lucrat la această eliberare de karmă pe care ați conștientizat-o, conștientizați, ca să puteți împlini manifestarea dintre voi și un personaj care este total opusul vostru, dar care vă este foarte necesar în călătoria voastră spirituală. Ce. Se, ah, ce se mai arată la capătul setului de cărți? sensibilitate că este a voastră, că e a altei persoane, nu contează. Important e că sensibilitatea aceasta trebuie și protejată, dar și ascultată. Aveți o discuție de manifestat cu cineva care vă ajută să vă vindecați energia și eventual să vă explorați sensibilitatea sau să vă vindecați sensibilitatea sau pur și simplu să vă înțelegeți. Aveți o discuție de manifestat cu cineva, că e sufletul vostru pereche, că e un ghid, că e pur și simplu intuiția voastră cu sensibilitatea, da? Trebuie să stați de vorbă în această perioadă cât timp e mercur retrograd. Să înțelegeți niște lucruri care țin de libertate, de libertatea voastră, în general de libertate de, de gândire, de alegere, pentru cine are urechi de auzit și discuții care țin de energie, de vindecare, de sensibilitate, de susținere. Acum, ce alte mesaje mai vin? În timp ce am amestecat, am crezut că e doar roata norocului, dar nu. Este nouă de băte și roata norocului a trebuit să treceți prin niște blocaje, dar blocajele acestea vă au învățat să fiți mai puternici. Sunteți foarte decis și să schimbați energia din viața voastră, să ieșiți din blocaje ca să puteți manifesta spor și noroc, să vă schimbați eventual destinul care vi s-a părut că stă pe loc. Următoarea carte a fost 5 de monede. Dacă ați avut probleme financiare, vreți să atrageți, să vă luptați, să vă zbateți, exprimând înțelepciunea și experiențele trecutului și să schimbați această stare de sărăcie de probleme financiare cât să vă echilibrați măcar. Nu zic că ajungeți la... E și criză, da? Începe criza financiară. Nu zic musai că vă veți îmbogăți, dar măcar să ajungeți la 5, la 6, la un echilibru sau la un 7 sau la un 9, da? În plus, ce mai văd eu, pentru că am văzut și comunicarea, comunicați cu cineva. Am impresia că unii vreți să ajutați pe cineva sau așteptați un ajutor. E o întâlnire de destin care vă susține pe voi și încă cineva într-o relație care a cam scârțit, din multe motive. Dar cu această rotă norocului simt că cinci de monede se manifestă ca o susținere în perioada de nevoie. La capătul setului de cărți, regele de spade cel care nu comunică prea mult, dar de ce nu comunică? Pentru că e un pic blocat, e un pic blocat, nu găsește soluție, încă meditează. E bine dacă meditează, că sunteți voi meditând la cum vă veți întâlni cu sufletul pereche, cum veți putea manifesta bucurie în aceste vremuri speciale, grele, provocatoare, iar cum puteți, ah, ce frumos să manifestați, destinul despre care am zis să vă eliberați de karmă, să ardeți o karmă ca să puteți manifesta vindecare sau destinul asul de cupe și asul de spade. După ce a fost o separare între voi și cineva, o persoană independentă cu picioarele pe pământ și capul pe umeri, da? Inspirantă pentru voi măcar, da? Frumos, frumos. Hai să vedem. Și altceva. Soare, lună, venus, ascendent. Nu nord în Capricorn. Octombrie 2021. Central. Oho, regele de spade vrea să se arate. Provocarea, luna. Aici este provocarea. Regele de spade ar putea să spună da, că se poate speria. De ce nu s-ar speria și un rege de spade? Cât ar fi de analitic și de logic și de rațional. Și oamenii aceștia se pot speria chiar dacă încearcă să nege acest lucru. Dar trecând peste această tendință de a vă speria de emoții unii dintre voi, aveți tendința, tendința, de a analiza prea mult ceea ce simțiți. Și aici este provocarea, să vă lăsați un pic în voia acestor emoții. Provocarea este ori un semn de apă pe ștrag scorpion, voi probabil aveți niște marcaje, fiind capricorn puteți să aveți marcaje în vărsător foarte ușor și atunci să fiți acest rege de spade uneori, da? pentru că știm că zodia Capricornului e o zodie puternică în principiu, în general. Nu toți Capricornii, evident, că sunt așa, dar, în general, zodia Vărsătorului este o zodie puternică în Capricornului și ambele sunt guvernate de Saturn și Capricorn și Vărsător. Și atunci Saturnul, care se și arată, de fapt, în carte, aici este, are o frică de emoții, de abandon, de multe, de multe și evită exprimările emoționale, evită sensibilitatea aceasta, să o înfrunte. Da. Și aici este nevoia de a discuta față în față voi cu voi înșivă vă sau cu altcineva care vă arată că de fapt să fii sensibil nu e o problemă, nu e o slăbiciune, da? Iar, posibil să fie cineva cu marcaj în zodia racului, al peșilor sau al scorpionului. E, e roata norocului. În trecut îndepărtat, o întâlnire de destin. O întâlnire care va schimba viața. Ceva s-a întâmplat. De se manifestă acum aceste două cărți. În ultima vreme, mă uitați ce cărți, arcane puternice. Sunteți într-o energie foarte puternică, foarte intensă. Deja aveți trei arcane și un rege. Marea preoteasă. Această întâlnire de destin, Vă provoacă la creștere spirituală, pe de-o parte, și la a asculta, cum am zis mai devreme. Trebuie să cristalizați, să ascultați ce vă spune inima. Nu să o analizați atât, eventual să o șlefuiți. Cristalele pot să fie din, din fațetele alea dure, da? Gen, cum am eu aici, da? Puteți să șlefuiți? Puteți să șlefuiți o inimă superbă. Apropo. În fine, în ultima vreme, niște secrete, niște confuzii poate, un vol peste o poveste. S-a pus un vol, da, mulțumesc de mesaj, s-a pus un vol peste această întâlnire karmică, peste o situație care va schimba viața. În ultima vreme, în viitor aveți șapte de bute, în prezent aveți cavalerul de cupe. Vreți să comunicați, emoțiile. E bine dacă ați vrea voi să fiți romantici, aici e provocarea să vă ascultați emoțiile, e minunat dacă reușiți să faceți. De ce n-ar face? Unii, capricorn, mai ales doamnele, ar putea să facă. Dar știu și, știu și bărbați. Depinde de domeniul în care lucrează. Capricornii pot să facă multe dacă își stabilesc acest lucru. În prezent aveți cavalerul de cupe nevoia de sensibilitate, de exprimare, sensibilă. Poate vreți să călătoriți unii dintre voi către cineva sensibil și să vă dezvăluiți, ar fi frumos. Pentru că până acum a fost ascuns, au fost ascunse emoțiile. Vedem. Sfatul este 5 de cupe. Cinci de cupe, o stare de regret. Evident că nu sunteți fătui să regretați, dar probabil că regretați ceva din trecut, că nu ați exprimat emoțiile, că nu ați exprimat cavalerul de cupe. dulceață, ceva, sensibilitatea asta pe care o aveți, că sunteți și voi oameni, nu? Sunteți oameni capricornilor? Sunteți? Hai, vă rog frumos, mâna sus, care e om? Da? Care om are sensibilitate și atunci. Trebuie să o exprimăm, mănure. Eu mă regret aici. Poate cineva a plâns și trebuie să împăcați ceva. Vedem, pentru că și cavalerul de cupe oarecum conciliază, vindecă, împacă. Vedem. Exterior, șase de băte. E altcineva. E cineva care vă influențează. O să clarific. Nu aș vrea să spun foarte multe despre acești șase de băte în, preze în exterior. Aștept totul să vină clarificările. Dar șase de bâte este o persoană pasională care atrage atenția, care vorbește în public, poate cineva vă inspiră. Poate să n-aibă nicio treabă cu viața voastră personală și cineva să vă inspire. Cum să merge să vă cuceriți destinul? Cum să merge să vă înțelegeți, apropo de consilier, să vă înțelegeți emoțiile? Cum să merge să vă cuceriți partenerul, partenera, da? Poate să nu aibă nicio treabă cu viața voastră personală. Pentru că o persoană publică șase de debute, în general. Dar, repet, o să clarific. Ar mai putea să însemne și alte lucruri. De ce vă este teamă de doi de uh, monede? S-a făcut un pic îndunerii, nu? Ba, bate soare, ba. Ia să dau. Că nu vă veți echilibra viața, că nu veți putea echilibra două situații, eventual job și, și viața personală, sau două persoane care joacă roluri diferite în viața voastră? Da. Ia, stai și tu aici frumos pe trandafiri. Șapte de bâte în viitor înseamnă un blocaj pe care îl puneți. Uh, conștienți față de cineva care a avut tendința să vă atace sau să vă rănească. Ce vă doriți? Cavalerul de bute, aventura vieții voastre, cavalerul de bute, cavalerul de cupe, o dragoste ca în filme, vreți să merge să cuceriți. Că ați văzut la cineva, cineva vă învață, eventual. Cineva vă învață cum să cuceriți. Și ar fi frumos să aplicați, nu? cavalerul de bute cu și cavalerul de cupe cu dar cu poezie, cu romantism. Cavalerul de bute cu prin pasiune, prin curaj, prin curaj. A zis cineva vă inspiră, eventual. Ce reușiți să faceți? Mm. Valetul de spade aici este cu spada în jos, nu comunică foarte mult, marele preot. Mm. Da, vreți să renașteți. Analizați. Eventual, încercați să creșteți spiritual unii dintre voi. Dacă nu analizați niște chestiuni care țin de spiritualitate, încercați să le înțelegeți, de tradiții. Meditați un pic cu, cu valetul de spade, meditați și spada în jos, meditați la ideea de stabilitate. De căsătorie, de echilibru emoțional și financiar în cuplu, șase de monede, șase de cupe, meditați la aceste lucruri în această perioadă și reușiți să găsiți totuși niște răspunsuri, pentru că văd că undeva mai încolo aveți un judecată și un as de cupe. Începeți să înțelegeți. De fapt, cum să vă vindecați, cum să exprimați emoțiile și, înțelegând, veți manifesta un nou început cu cineva pro posibil din trecut. Cu cineva posibil din trecut, cu șase de cupe și judecata șase de cupe uh, ref, uh, exprimă un păcare cu cineva. Exprimă un păcare cu cineva. Necesară. Acum, voi puteți să... Ia uite... Asul de cupe, asul de spade. Vreți o împăcare, dar și un început. Um, rămâne de văzut, pentru că totuși cărțile se manifestă într-un timp. da. Vedeți că nu e doar finalul acestei luni, se duc până în lunile următoare. Probabil că trebuie să... Cine? cine? Către cine vă duceți voi să vă împăcați? Posibil cu judecata și cu șase de cupe clare, este dorința de împăcare. Posibil personajul acela să fie un pic mai... Uh, personajul respectiv să aibă niște granițe deja dezvoltate sau construite din cauza unor decepții cinci de cupe. Că fi din cauza voastră, că fi din alte motive, trebuie să cuceriți, aici este și cuceritul ăsta înseamnă să vă luptați, ca să ajungeți la șase de bâte, trebuie să treceți prin cinci de bâte, adică chiar e de luptă, nu doar de meditație este bine că, că meditați, că ajungeți la, da? la niște înțelegeri, Evident că mai sunt niște mesaje, dar vreau să le văd clarificate. La capătul setului de cărți, Regina de Spade și Regele de Cupe. Și îndrăgostiții. O dragoste mare care este provocată de rațiune. Iar Regele și Regina de Spade, dacă voi nu v-ați exprimat, nici ei n-au exprimat. Posibil să fie aceeași, da? Regele de Spade și Luna aici este provocarea. Și Marea Preoteasă. Personajul acesta știind că sunt, simțind că sunteți îndrăgostiți, dar ne exprimând, voi n-au exprimat nici, ve, nici, ei și uite așa s-au ajuns la conflicte. Conflicte care trebuie rezolvate în timp, da? Și de la 5 am zis ajunge la 6, dar cineva vă inspiră, eventual. Poate comunicarea, cum am zis cu cineva. A, cu valetul de spade și mare preot, mare preot poate să fie un sfătuitor. Hai să vedem totuși. Mai, 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 de ce v-a sus acolo? Au picat cărțile acestea pe jos. Câteva. Hai să vedem. Clarificăm, te rog frumos. Marea preoteasă în trecut. de Pe doi de trei ori. Prințesa de spade. Aici este. Sau, cu alte cuvinte, valetul de spade, care apare ca și final la voi. Deci, comunicarea cu cineva. Ori persoana respectivă a comunicat mai puțin cu voi, um sau voi ați comunicat mai puțin cu ei pentru că trebuiau înțelese niște lucruri profunde. Este un vol. Marea să înseamnă un vol, un secret, un mister. E o persoană misterioasă cu care vreți să comunicați, cu care ați vrea să vă reconectați în ultima vreme. Că vreți să înțelegeți niște mistere, niște confuzii, iar un secret. A capătul setului de cărți, faetonul. Visați. Visați la un început cu acest personaj, eventual. Visați la o călătorie către acest personaj, eventual. Clarificăm regele de spade. Odată. De 2. De trei ori. Vocea. Aici este că vocea n-a venit în poziție normală. E pe orizontal. Încă, încă trebuie să mai ascultați vocea interioară, încă mai aveți ceva de înțeles. Dar repet, nu, nu înțelegere prin rațiune, ci prin intuiție, aici trebuie lucrată intuiția. Nu degeaba v-a apărut cristale, sensibilitate, dorințele inimii Clarificăm luna o dată, de două ori, de trei ori. Steaua mai, aici este. Luna și steaua. Aici trebuie să ascultați intuiția. Intuiția vă spune că totuși este ceva cu acest mister, cu acest personaj misterios. E o chestiune care ține de destin. Nu zic muse că destinul înseamnă că veți fi până la sfârșitul vieții. Face parte din destinul vostru întâlnirea cu acest personaj. Trebuie să vindecați niște friți, niște emoții și voi și ei trebuie să vindecați că asta înseamnă vindecare. Iar este o distanță, asta înseamnă distanță destul de mare, poate să fie peste hotare o distanță între voi și cineva. Și din cauza acestei distanțe apar confuziile, neînțelegerile, fricile și totuși și totuși. Ceva vă șoctește, că la capătul setului de cărți apare marele preot. Trebuie să alegeți între a fi vulnerabil, doi de mone de uh, vulnerabilitate, șapte de cupe, da, și a iniția ceva stabil. Iar unul dintre voi încearcă să se controleze, așa simt pe marele preu, se controlează, vrea să se exprime doar într-un anume fel. Și celălalt poate este mai vulnerabil, mai sensibil, cum am zis mai devreme, șapte de cupe. Ia uite, apă. Și trecând peste aceste mesaje, marele preot înseamnă și legătură spirituală între voi și cineva. Legătură spirituală care aduce creștere spirituală. Evident, da? Clarificăm cavalerul de cupe odată. Ah, ce să nu, că sunt multe, n-am cum. De două ori. De trei Valetul de băte. Cavalerul și valetul, clar, nevoia de a comunica. Uh, și sensibilitate și atracție. Că este a voastră, că cineva exprimă aceste lucruri față de voi, evident că poate să varieze. Oricum, amândoi exprimă uh, nevoia de comunicare și cavalerul în plus și de a merge. Doar că acest cavaler de cupe ca și cel de monede merge mai greu, vine mai greu. Dar sunt emoții, clar. Sunt emoții mari, multe, și trebuie să aveți o viziune despre ceea ce vreți, iar e o distanță între voi, despre ceea ce vreți să împliniți. În general, în viață. Acum, chiar dacă este un. poate, unii nici nu aveți un personaj în viața voastră. Și trebuie să învățați să vă ascultați intuiția și mai puțin să, să, că, să căutați logică în, în inima voastră, da? Inima nu poate fi înțeleasă logic decât dacă vreți să studiați anatomia inimii. Dar, totuși, este mai mult decât un uh, organ, da? Provocarea ar fi pentru cei care sunt singuri. Așa am simțit nevoia să adaug și acest mesaj pentru cei care sunt singuri. Să... Să găsească înțelegere în ciclurile lunare, să manifeste prin ciclurile lunare, luna plină, lună nouă, să-și înțeleagă harta astrologică pentru a-și descoperi destinul, pentru că sunt foarte mulți care nu știu și bâșbâie în întuneric. Bâșbâie în întuneric. Întâlnim oameni care ne schimbă viața și totuși nu știm de ce am întâlnit și rămânem așa într-o stare de confuzie, nu? Bine, n-aș vrea să spun la plural pentru că nu, nu vreau să mă includ, dar se întâmplă. Poate că mi s-a întâmplat și mie în tinerețe, nu? Să nu înțeleg niște lucruri. Aici este provocare este să vă vindecați niște frici, niște adicții. În prezent, pentru cei care sunteți singuri, fiți creativi și exprimați sensibilitate. Și cavalerul de cupe și prințesa de, de Bâte reprezintă, da, și pasiune, și romantism, cum am spus mai devreme, dar și creativitate. Carificăm ca și sfat 5 de cupe, odată oh. a apărut urmă. Mai dăm o carte și 2 de monede. Mai dăm o carte odată, de 2, de 3 ori și întregosti. Posibil pentru unii separarea de un suflet pereche să producă multă suferință. Posibil această separare să fi fost undeva în trecut, că tot a fost volul acesta și misterul ăsta și neînțelegerile și um, fricile și rațiunea. da? Cum am spus mai devreme, dați în urmă eventual. Uh, posibil separarea de un suflet pereche să vă aducă și vouă și multă suferință. Dar... Această separare a fost necesară orică să vă aducă o altă iubire în viața voastră, ca să vă, vă învețe să alegeți dragostea și nu alte lucruri, eventual. Pentru că după taur, taur, după turn au venit îndrăgostiții. Eventual îndrăgostiți înseamnă, poate să însemne și împăcare, poate să însemne și colaborare. O nouă colaborare, v voi știți dacă e cu aceeași persoană sau cu altă persoană. Da? Dacă viața vă pune în situația în care trebuie să colaborați cu cineva la rezolvarea acestei separări, colaborați. Care legătură? Că nu are legătură cu separarea. Iar, vedeți, vezi trei și veți vedea, dar îndrăgostiții pot să reflecte și o, o colaborare. Să reprezinte. Mai dăm o carte, totuși. dată. Pe două. Iată. Invocare. Și aici sunteți voi. Pământul. Sau semnele de pământ. zece de monede. Și regina de spade. Iar o distanță, o distanță între voi și cineva. Așa văd. Că vreau să simt. Ia să văd totuși șase de O odată, influență exterioară, de două ori, de trei ori. Apă. Șase de bute și apă. Posibil un personaj emoțional care atrage atenția multora. Repet, vă influențează și pe voi viața. Cor fi cu semne de apă, cu planete în semne de apă, cu planete în semne de foc. Voi știți? Dacă știți, dacă știți, că dacă nu știți, harta natală nici a voastră nici a lor, nu știți. Exterior, apă și foc. Dar, repet, un personaj care iese în față, care vorbește în public, care e pe o scenă. Vizibilă sau invizibilă? Ideea este că e înconjurat de public. Mai dăm o carte. O dată, de două ori. de bute și apa. De trei ori. 5 de bâte. Un personaj care... Iar nu arată atracția pe care o simte față de voi. Regele de spade și magnetismul. Dar cu 5 de bâte, pe orizontal. Dacă îi cunoaște suficient de bine. Nu, Am două mesaje. Pentru cei care au un personaj care lucrează în public, acest personaj foarte sensibil, repet, vă învață cum să manifestați, cum să cuceriți, cum să atrageți lucrurile fără să fiți conflictuați și fără să fiți uh, nu prin luptă, tipic uh, tehnicilor umane, da? prin alte lucruri, prin magnetism emoțional și printr-o înțelepciune, prin magnetism și înțelepciune. Acum, asta dacă e un personaj pe care nu-l știți personaj, personal pardon, și vă inspiră. Acum, dacă e un alt personaj pe care îl știți, acest personaj nu o să ai public, dar își dorește victorie cu voi. A renunțat la luptă și totuși simte pentru voi foarte mult, și își dorește victoria. Acum asta înseamnă că voi trebuie să vă luptați dacă ei au renunțat la luptă. Am zis, în viitor s-ar putea să fie un pic mai defensivi. Tocmai pentru că au renunțat la luptă, pentru că ceva s-a întâmplat, s-au întârziat, niște lucruri au fost, niște separări, voi știți ce s-a întâmplat. Voi cunoașteți persoana despre care vorbesc. Sensibil, empatic sau empatică da? Este apă. Spiritual sau cu căutări spirituale, da? Care, repet, renunță la a se zbate. E așa, undeva, nici nu luptă, dar nici nu a renunțat de tot. Pentru că tu, aie, nu a renunțat de tot, își dorește victoria, dar nu într-un fel uh, bătăios. Asta e cu alte cuvinte, așteaptă să-i cuceriți, eventual, voi. Așa simt. În cazul în care. Și, da, nu arată emoțiile, nu arată magnetismul, cum am zis mai devreme. Posibil să fie de la distanță această lume, la distanță mare, comunicați online cu ei, eventual. Dacă îi, îi cunoașteți personal, dacă sunt oameni publici, aici este. Vă învață cum să atrageți, cum să cuceriți, fără să să puneți pumnul la, la bătaie, da? Doi de băte. De, nu de băte de monede. Odată, nu? De două De trei ori. 7 de cupe. De asta vă este teamă. Nu știți ce să alegeți, pentru că sunteți într-o confuzie. Vă este teamă de prea multă confuzie, de prea multă visare. Vreți totuși ca lucrurile să se materializeze, nu? E normal că sunteți capricorn față de un personaj față de care simțiți multă pasiune și totuși o distanță și sunt niște blocaje, șase de bâte și nou, nouă de... O, oh, multe blocaje au fost și cu spânzuratul. Nouă de bâte, da. Nouă de bâte au apărut și de la început, da? Sunt niște blocaje. Din cauza blocajelor poate ați avut tendința să jonglați între două situații pentru că ați fost puși în situația să visați la, cu tare, lucru sau persoană. Și v-ați mulțumit cu eventual unii dintre voi? Ați mulțumit cu mai puțin. Dar aici se trebuie să alegeți. Clarificăm cavalerul de băte în poziția dorințelor odată. De două ori. De trei ori. Integrare. Iar pasiune și emoție, integrare, trebuie să. Trebuie să vă luptați pentru stabilitatea, pentru întâlnirea, mai bine zis, întâlnirea cu o, o persoană dragă cu sufletul vostru pereche, cu flacăra voastră de geamână, trebuie să vă luptați. De ce zic vă luptați? Pentru că totuși cavalerul de bâte se luptă cu cum am zis mai devreme, și reprezintă forța marțiană din această energie, din această imagine. Forța marțiană, berbecul, inițiatorul, trebuie să inițiați voi pașii și vă doriți să aveți această energie, da? Să inițiați sau să reiniția, să reaprindeți pasiunea în cineva care se ascunde. Aici este forța scorpionului, da? Cineva care își ascunde emoțiile, care acționează într-un mod subtil, în general, inconștient sau conștient, da? Eu vorbesc ca energie, nu neapărat ca zodie, că aveți de-a face cu zodia scorpionului, este o energie plutoniană, da? Cineva se transformă în această poveste și voi vă doriți să, să transformați în sensul că vreți să inițiați. Sper că înțelegeți totuși mesajele, pentru că la capătul setului de cărți vreți să aveți puterea, repet, să vă luptați, să transformați într-o relație cu un suflet pereche, cu o flacără geamănă, cu un prieten, prietenă, la cu care vreți să vă întâlniți și să aveți momente de bucurie, poate chiar să aibă legătură și cred că are legătură, pentru că e o chestie de reinițiere cu ce am zis aici la sfat. Dați în urmă. Cinci de cupe, turn, întreagostiții și invocare, da? Mai dăm totuși o carte. O dată. Integrare Vale va de bâte de două ori, de trei ori. Uite, trei de bâte, e un drum. Sperați, sperați că veți integra experiența, transformarea prin care ați trecut emoțională și veți integra această energie, acest curaj pe care îl căpătați într-un fel sau altul. Cineva vă, vă inspiră eventual. Trei de este speranța, este distanța dintre cineva și voi, care trebuie străbătută, ca să se împlinească patru de pe care le-am văzut mai devreme. Aș vrea să înțelegeți toate aceste mesaje cum vin separat și să vi le aranjați voi, pentru că nu este treaba mea să vă aranjez eu povestea. Eu doar sunt mesagerul, transmit cărțile, energiile cum le simt și voi le integrați. Apropo de integrare, le integrați în povestea vie, în viața voastră. Clarificăm valetul, nu valetul, șapte de băte odată, în viitor. De două ori, de trei ori. Ia uite, pământul. Da. Hm, ce simt acum? Vedem o carte. O dată. E due ore. E tre ore. Mai pentru unii, nu pentru toată lumea, există un trio, trio cu 3 de monede, 3 de cupe și regina de spade, regina de spade pe care o văd și aici, în setul acesta de cărți, regina și regele de cupe, de spade, pardon, și vă poate reprezenta pe voi într-un cuplu conform, mist, tradițional. Da? Pentru unii, dacă sunteți într-un cuplu, posibil să apară ceva care vă atrage atenția, că am văzut mai devreme, regina de, de foc. Pentru alții, da? 3, 4, 5, interesant cuvint cărțile. În viitor, am zis că vreți să integrați, să vă luptați, dar nu mai repet, dați voi înșirea, ascultați, da? ca să mergeți către 4, către întâlnirea cu prietenul, prietena, sufletul, pereche, flacăra, geamănă, ce-o fi, întâlnirea aceea specială, da? care vă dă stabilitate și bucurie. Și ce am simțit mai devreme și de-aia am căutat confirmare. Fiți precauți, apărați-vă sufletul, ușa, casa, de cei care v-au atacat, de cei pe care știți geloși, de cei care știți că v-au rănit. Dar lăsați să curgă totuși în continuare din voi emoțiile către cei care pot să genereze și să, să genereze ceva creativ și să, și cu care puteți să creați ceva stabilitate în viitor. Înțelegeți exprimarea? Da. Sper că da. În această carte, o carte pe care am creat-o, evident, nu cu gândul la alte cărți, decât la elementul pământ, dar intuitiv cum vine acum mesajul. Și aici simt niște băte, da? Sunt și vreo șapte pom, dacă da, nu stau eu să cum să-i număr, da? Și în spate este luna. Luna aceasta care reapare ca și provocare. Nu vă blocați intuiția din cauza fricilor. Nu vă blocați sufletul. Nu vă blocați sensibilitatea feminitatea, chiar dacă sunteți bărbați, din cauza unor alte probleme. Lăsați să curgă da? printre aceste băte, prin aceste probleme sau ce sunt ele, ziduri, protectoare, lăsați să mai curgă un pic de sensibilitate, că aveți în prezent cavalerul de cupe și prințesa de, de, de băte. Să mai curgă eventual din emoțiile voastre într-o direcție care vă poate aduce Stabilitate, dar o, o stabilitate bazată pe atracție, pe sensibilitate, nu pe restricții sau tradiție. Valetul de spade. O dată. Două ori. De trei ori. Ce reușiți să faceți? Valetul de spade și Regina de Spade. Hmm. Regina de Spade care reapare aici. Aveți un pe interesant. Studiați cum să comunicați cu un personaj care Nu zic musai, nu e semn de aer musai. E un personaj care a devenit mai mai dur din cauza unor probleme dur în exprimare și în manifestare dar are în spate, uitați regina de spate are în spate un rege de cupe are în spate multă dragoste dar am senzația că a, a fost foarte ar putea să fie chiar acest personaj, da, din poziția sfatului, să vă duceți către ei, să-i susțineți să-i îi susțin mai ah. dăm o carte da, eu totuși o nouă dragoste. Se poate naște ceva nou. Chiar dacă e distanță, iată, lumea, astfel de cupe, se poate naște. Se poate crea, nu naște. Nu contează. Un nou început cu un personaj, repet, sensibil, dar care nu arată. Și nu trebuie să vă lăsați păcăliți de, de faptul că nu arată, pentru că ei au în spate multă dragoste de oferit. Și cred că și voi. Ia uite, dar de ce citesc eu foarte interesant, dar păstrați mesajul, că așa se întâmplă cu această canalizare, da? când vorbim în intuiție. Totuși am citit de ca și când ar fi regina de spade, dar nu e de spade, este de, de pământ. Și asta îmi spune că regina de pământ reprezintă zodia Capricornului, da? care trebuie să studieze, da? să studieze, să analizeze cum să manifeste acest început. Dar păstra și mesajul pe care l-am spus mai devreme. Cu un personaj la distanță. Trebuie să încheiați un capitol ca să începeți un nou capitol. Un personaj în lume, plecat în lume. Posibil pentru unii. Care fică mare preot? Odată. dată. De două ori. Da, vreți stabilitate cu cineva. Vreți, da, Uite, prințesa de... -i. Fantastic! Tot valetul de spade. Nu -i, nu -i. Nu -i de spade, este de monede. Hm. Probabil că sunt un pic obosită, dar nu contează. Valetul de monede înseamnă și male preot. Să începeți să construiți. Valetul de monede construiește practic. Dacă până acum a analizat, da? Capricornul, regina de monede, a analizat. Cum am spus mai devreme, chestiuni care țin de tradiții, de legături spirituale, de stabilitate. Da? La un moment dat veți reuși să și puneți în practică această stabilitate. O veți manifesta, dar trebuie să o luați de la zero. Iar zero lună. Să, să, renaște, să vă depășiți fricile, să vă împăcați cu cineva, repet, să vă împăcați, am mai zis parcă, hmm? am mai zis, să vă împăcați cu cineva, ia uite, cinci de cupe, iar regrete față de care simțiți atracție și vreți să manifestați, vreți să manifestați ceva nou. Și eu zic că veți manifesta cu pași mici, aici este prințesa sau valetul de monede, cu pași, pași mici, cu un telefon, cu un buchet de flori, cu o întâlnire. Întâlnire poate să reprezinte și patru de, de, monede, da? De băte, pardon. Eu zic că veți iniția ceea ce trebuie să inițiați. Am zis, cu răbdare veți recuceri pe cineva sau veți cuceri pe cine trebuie. Vedeți unde vă așezați mesajele. Da. Cam atât. Uh, V-a zis, așezați-vă voi mesajele. Noi suntem eu, cel puțin mă consider doar mesager. Nu stau să și interpretez, și mă strădui să vin cu variante, să găsesc legăturile, dar interpretările voi vi le faceți pentru că voi vă știți viața mai bine. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!